an de carne și de vin, pe pământ și cer. Nimeni încă n-au ucis partea mea de misfer. Moment frumos și fericit de a încheia campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Astăzi este ziua Partidului Național Liberal. Sunt 144 de ani de când acest partid s-a înființat în România, iar acești 144 de ani înseamnă practic toate momentele importante ale acestui stat. Înseamnă independența din 1877, înseamnă Marea Unire în 1918, reforma agrară și tot ceea ce ține de modernizarea României de-a lungul timpului. Este de departe cel mai bătrân partid din România, un partid istoric și un partid care va demonstra duminică că rămâne una dintre forțele foarte, foarte importante din punct de vedere politic ale României și suntem angrenați pe același făgaș pe care înaintașii noștri l-au deschis, acela al modernizării României, acela al realizării unor proiecte importante pentru România în Europa de data aceasta. Și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sub un om, sub real, între nuntă și final, libertatea mea e libertatea ta. Vreau să spun în primul rând la mulți ani tuturor liberalilor și aceia care gândesc și care cred într-un crez liberal. Este extrem de important pentru noi că avem o istorie atât de bogată, care cred că și în prezent se confirmă prin câștigarea acestor alegeri și altor alegeri care vin în viitorul apropiat. Este foarte important pentru noi să ne cunoaștem tradiția, să ne cunoaștem crezul și, bineînțeles, să-l punem în practică prin politicile publice. Asta este cel mai important lucru pentru noi. La mulți ani tuturor! Un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Vreme este să dărâmi de vrei, vreme să zidești. Poți să alegi un deal cu ei, dacă știi cine ești. Văzut neguri și neînțeles al Castișa. Clipa ta că n-o aștept, sunt așa cuiva. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final, libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul. La mulți ani, PNL! La această statuie fața căreia trebuie să ne închinăm, să ne înclinăm și închinăm. Astăzi este ziua partidului nostru. La 24 mai 1875 a luat ființă Partidul Național Liberal. Vă reamintesc că după doar un an, marele personalități liberale ale vremii s-au impus într-o asemenea măsură încât au preluat guvernarea țării. Și așa au știut să guverneze încât au păstrat guvernarea 12 ani. Așa în forță a început Partidul Național Liberal să se manifeste pe scena politică a țării. Acei ani deja au dat puternic semnalul modernizării României și știm bine că în 1877, deci sub guvernare liberală, a fost declarată independența de stat a României în configurația ei de atunci, de cele două principate unite, Țara Românească și Moldova, independență față de Imperiul Otoman. Apoi a fost extrem de important ca independența să fie recunoscută de marile puteri. Tot sub guvernarea noastră, din păcate, s-au produs mișcări care
nu îi onorează pe cei ce au părăsit un asemenea partid intrarea în Uniunea Europeană. Și tot noi, cele două componente din care e constituit Partidul Național Român astăzi, ne-am adus aportul la așezarea României pe baze, România actuale, pe baze sănătoase, ca stat de drept, modern, membru al Uniunii Europene. Dincolo de nerealizările din fiecare perioadă de guvernare, rămân în istoria noastră lucrurile mari care s-au întâmplat când oricare dintre componentele actuale ale partidului nostru a avut guvernarea țării. Libertatea mea e libertatea ta.